spectacolele de teatru erau chiar așa, multe erau piese cu tematică comunistă, într-una din ele am jucat și eu. Mă uitam la actori, mi se păreau atât de... Nu spuneam, vai ce uriaș e, ce genial e, ce cum... După aia am dezvoltat acest vocabular, bine meritat pentru, cei, pentru actorii respectivi. Mi se părea atât de credibil încât subiectul era pe locul 2, tematica era pe locul 2, nu mai conta. Erau niște povești de viață jucate atât de, de extraordinar încât nu mai conta. Și chiar dacă am apucat și eu să joc în piese cu tematică comunistă, eram tânăra ingineră, tânăra... Important era să joci oameni, așa cum ne-au învățat profesorii noștri la școală, și dacă jucai oameni și arătai publicului o felie de viață și erai pe bune, de adevăratele, n-avea cum să nu-i intereseze. Erai liniștită cu ideea că joci într-un spectacol cu o profundă doză de ideologie? Te gândeai la chestia asta? Nu! Eram atât de fericită că joc cu actorii cu care jucam, că am fost solicitată, am făcut prima piesă în anul 4 cu domnul Jicman, deci eram, wow, te duci la televiziune, ai rol principal. Nu, prima piesă a fost cu domnița Munteanu și pe urmă cu domnul Silviu Jicman. Cum, pe șantiere, cu Bogdan Stanoievici? La ce să mă gândesc? Eram pe șantier și că la... Cum să... La nicio ideologie, adică, hai să fim serioși. Eram așa de bucuroși că suntem acolo, în deplasare, la mare. Ce conta?